pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-o munte înalt în singurătate. Și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis pe Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, vom face aici trei corive. Ție una, lui Moise una și una din Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit pe acesta să-l ascultați. Și auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și le-a zis: Lasă-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând: